Pe 16 septembrie au continuat cercetările privind furturile comise în dauna mai multor persoane fizice și juridice de pe raza municipiului Suceava. În urma activităților investigative și operative desfășurate de polițiștii suceveni, persoanele bănuite de comiterea furturilor din perioada iulie-septembrie 2020 au fost identificate ca fiind trei tineri cu vârste cuprinse între 17 și 28 de ani, toți din municipiul Suceava. În baza probatorului administrat în cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale față de cei trei suspecți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat. În dimineața zilei de 16 septembrie s-au efectuat două percheziții domiciliare la locuințele suspecților situate în municipiul Suceava, fiind recuperate o parte dintre bunurile provenite din furturile comise de către aceștia. Cei trei au fost conduși la sediul poliției municipiului Suceava, unde au fost audiați în calitate de suspecți. La sfârșitul audierilor s-a dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a suspecților, cei trei fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Suceava. Tinerii urmează să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Suceava cu propuneri de punere în mișcare a acțiunii penale și de arestare preventivă. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava, Biroul Investigații Criminale, pentru stabilirea întregii activități infracționale.